Bun, găsit, astăzi, spectatori! Suntem la ordinea de zi. O nouă zi plină, cum era și firesc. Foarte multe evenimente, unele sunt în așteptare la orele serii, pentru că și procurorii, și judecătorii dozează evenimentele ca să fie lumea atentă toată ziua. Suntem, practic, consumatori de știri și noi, ca și dumneavoastră, urmărim ce se întâmplă. Dacă în prima parte a zilei am urmărit evenimentele din, de la Ploiești cu cumnatul premierului, cu mogulul de presă Sebastian Ghiță și cu dosarul lor, evoluția acest dosar se va finaliza spre seară cu reținerea probabil a cumnatului pe surse, ea așa a apărut, a cumnatului lui Victor Ponta. Acum, toți spre seară, vom afla dacă Elena Udrea uh, va fi eliberată de moment sau nu, sau va rămâne după gratii, uh, pot să pun un pariu că va rămâne după gratii, pentru că oricum, dacă nu, mâine sau mâine seară poate fi ridicată pe un alt uh, mandat. Uh, cum spuneam, se dozează foarte bine evenimentele săracii ziarii stau pe la ușa DNA-ului, pe la înalta curte, pe la nu știu care minister, pe la pentru declarații, pentru ce se întâmplă în momentul de față în țară. Dar să știți că, cu toate această cruciadă anticorupție și încă o dată spun pentru că mă, mă, cineva seară mă făcea comunist pe motiv că, vezi doamne, vorbesc că, că nu laud foarte mult acțiunile procurorilor. Nu, nu le au, nici nu le critic, doar le remarc. Și faptul că se fac aceste activități, că se curăță o întreagă clasă politică, eu zic că e de bine. Nu încape discuții. A, poate că exagerăm puțin la respectarea anumitor proceduri, anumitor legi, și să știți că sunt dintre cei care merg pe varianta președintelui Claus Iohannis acela care spunea să terminăm totuși cu spectacolul judiciar. Adică, bun, ai greșit, ești cercetat, condamnat, arestat. Asta ar trebui să fie ordinea, să fie ceva normal. Poți să faci și înțelegeri cu procurorii, poți să dai banii înapoi și să iei o pedeapsă mai blândă. Cam asta ar trebui să fie prioritatea pentru sistemul judiciar din România. Așa-l văd eu. Uh, vreau să vă spun că deocamdată la noi uh, avem spectacolul, cercetările care durează foarte mult, trimiterile judecată, iar judecata ați văzut. Cazul Mirom Mitra s-a rezolvat după 11 ani. Cazul lui Oprișan, și atenție, fără o condamnare cum se așteptau toți, a durat-o cam la fel. Vă dați seama cine-i dă lui Marian Oprișan, de exemplu, chiar dacă nu este cea mai populară ființă de pe pământ, cine îi dă, să spunem așa, anii ăștia în care a fost tracasat. Baronul de Vrancea, nu știu ce și nu știu cum, că numele de baron de la Oprișan și de la Mischia au apărut. Ăștia au fost primii, primele etichetați, așa, de uh, Adrian Năstase, de oamenii din preajma lui Adrian Năstase. Dar uh, vreau să vă spun... Uh, că e normal ca justiția să-și să facă treaba, însă în continuare rămân la părerea că ai zice, uh, am văzut o isterică la b TV apropo și a cerut insolvența acest post de televiziune, am văzut-o ieri, cred că vă da, se rățoia la un senator în funcție, ba, că trebuia să votați cu Tăricianu, cu, ce scuze, cu Varujan Vosganian, cu nu știu ce. Și senatoarea respectivă care din întâmplare am înțeles că votase chiar pentru ridicarea imunității lui vozganien, încerca să-i explice ceva, dar fata avea odată tema scrisă că trebuie să zic așa și a doua nu a ascultat pe nimeni. Deci ea, și mai sunt și altele ăsta, încep să chirăie, efectiv chirăie, în, bine, nu știu cum ați vedea pe mine chirăind, am vocea, să spunem așa, necesară datorită anotimpului rece, dar măcar sunt singur în emisiune, practic nu eclipsesc pe nimeni, eventual exasperesc pe colegii din regie. Dar gândiți-vă ce e ca o isterică de asta să ajungă pe un post național și sunt foarte multe și încep să chire la oamenii din, din față, invitații din emisiune, să chire că să răspundă ce trebuie ce i s-a scris ei pe hârtie de către patronatul de televiziune, din televiziunea respectivă sau nu știu ce redactor șef. Deci nu e, nu e normal. Bun. Acum să luăm evenimentele pe, pe larg. Dintr-un dintr, -un, dintr -un să încercăm să și lămurim ce, ce se întâmplă. Am însă o întrebare. Țineți minte de ieșirile tot mai dese în ultimul timp ale lui Sebastian Ghiță pe tema legile Big Brother, legile, legilor Big Brother, după aceea pe tema a făcut o declarație chiar în zilele acestea, cred că pe sfârșit de săptămână a fost la o emisiune, în care a spus că în România acționează foarte multe servicii secrete care fac diverse jocuri, adică bătaia era spre Rusia. Să aibă vreo legătură procesul de aici, cercetarea de la plăști? N-aș crede, dar cred că, deci adică pe undeva sustiu ideii că România a ajuns poligon de încercare pentru diverse, să spunem, entități străine care nu ne vor binele. Și vă dau un simplu exemplu, nu am dovezi apropo de CNA și celelalte, dar îmi pun o întrebare și logică și puneți-o și dumneavoastră. S-a tot vorbit de gazele de șist, da? Vreau să vă spun că aceste gaze de șis care se exploatează în, în Europa, în America, ne-ar aduce, dacă, să spun așa, rezultatele, expertizele sunt corecte, ne-ar aduce o anumită independență energetică pe domeniul gazelor naturale. Ca un făcut, acolo unde au vrut să deschidă, chevron cred că a vrut să deschidă, diverse prospecțiuni, Păi au turbat săranii din zona respectivă, de deci, ce au ieșit în stradă, ONG-uri, chestii, s-au bătut cu jandarmii, nu știu. Poate că chiar le pasă pe care n-au ce mânca dacă se deschide acolo filială Chevron, să zicem. Dar mie mi s-a mi arătat că n-ar fi tocmai în regulă. Adică acolo sunt niște bam gaz de cineva, părerea mea, că românul e disperat după bani. Altele, sentiment național, siguranță, astea nu mai contează din nefericire în România. Ori, acolo mie mi s-a părut puțin cu sut cu ață albă. N-am dovezi că, dar cine ar fi avut interesul să spunem ca noi să nu mergem în direcția respectivă? Deci, răspunsul este clar vecinii de la răsărit, că sunt deja vecini cu noi prin primeia, e vorba de, e vorba de Rusia. Așa mi se pare mie. Deci de aici cred că pe undeva, deci cred că se susține cumva ce, ce spune Ghiță. A, ce face Ghiță, mogulul care a făcut cum a făcut o televiziune și după aceea cea, e cu totul altceva și să suporte consecințe legii, mai ales că se pare că firmele lui din domeniul calculatorilor au cam făcut diverse lucruri după cum a apărut prin presă. Bun. Uh, cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Herțanu, deputatul Sebastian Ghiță, președintele Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma și deputatul PSD Vlad Cosma, au fost aduși astăzi la DNA Ploiești pentru audieri într-un dosar primind infracțiuni de fraudare a fondurilor Uniunii Europene. Deputatul Sebastian Ghiț a declarat la ieșirea de la DNA că a fost începută urmărirea penală în cazul său și are interdicție de a se întâlni cu șeful Consiliului Județean Prahova, Micea Cosma și fiul acestuia, Vlad Cosma. De Deputatul Sebastian Ghiț a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind suspectat de sprijinirea unui grup infracțional organizat, anunță DNA. să și el asta când a ieșit de la audieri de fapt ce i se reproșează din ce am înțeles se referă la canalizarea de la orașul Comarnic unde practic nu s-a făcut canalizarea, dar s-au cheltuit cheltuit foarte mulți, foarte mulți bani. Și Probabil era și el asociat cu, cu cei, cu oamenii de afaceri respectiv. Vom trăi și vom vedea, dar uh, uh, e încurcată situația acolo, mai ales, deci dosarul pare să fie destul de serios, având în vedere că ghiță nu are voie să părăsească țara, adică, uh, cum să vă spun, Pare destul de rapidă această escaladare a dosarului acesta, ca în cazul Elena Udrea. Se mișcă toate lucrurile foarte rapid. Deci chiar și la viteza DNA-ului de până acum, parcă, parcă în ultimile două săptămâni se merge cu peste, peste 90 la oră. E bine pentru justiție dacă nu or fi și alte lucruri care se ascund aici, dar bănuiesc că sunt suficiente motive ca uh, Ghiță să-și lămurească afacerile. Uh, în privința, uh, și tot că tot vorbeam de Sebastian Ghiță, deci iată ce obligații și e interesant totuși că vedem și noi cei care sunt uh, trimiși, uh, deci sunt sub control judiciar, uh, Iată ce obligații are. Deci trebuie să meargă la DNA Ploiești de câte ori este chemat. Să informeze dna dacă schimbă domiciliu, să meargă la Inspectoratul de Poliție Prahova, conform programului de supraveghere, să nu părăsească țara decât cu acordul procurorului, să nu se apropie de anumite persoane, să nu dețină, să nu folosească, să nu poarte arme. Așa că Vom trăi și vom vedea ce se întâmplă în acest dosar, dar cu siguranță e doar un prim, uh, un prim pas, și la afacerile lui Ghita, pentru că sunt, uh, sunt foarte multe lucruri de. Eh, și vreau să vă spun că lovitură de teatru, dar n-ar trebui să ne surprindă. Vă spuneam, mâine cred că ajunge din nou. Uh, magistrații instanței supreme, am putea să punem și noi breaking news, magistrații instanței supreme au judecat marți contestația făcută de Elena Udrea față de arestarea sa preventivă în dosarul Microsoft. Magistrații au decis că fostul ministru al dezvoltării regionale și turismului, Elena Udrea, să fie liberată din arestul preventiv și plasată în arest la domiciliu de reaminti faptul că procurorul șef al DNA, Laura Coduța și a cerut sesizarea Camerei Deputaților pentru formularea cererii de defectoare a urmăririi penale și a arestării preventive a Elenei Udrea pentru să de noi infracțiuni în dozarul Gala Bute. Acum vreau să vă spun, cred că nu au gândit-o rău. Cei care, să spunem așa, n-ar avea interes ca Elena Udrea să vorbească prea mult. Și vă spun de ce. Din arest, prin intermediul avocatului sau acelui grup de comunicare sau în echipa de comunicare pe care chipul le -a angajat Elena Udrea, ea poate să spună multe lucruri pentru că este acolo și n -are, n -are, nu poți să-i pui o interdicție. Din momentul însă când este în arest la domiciliu, va trebui să termine comunicările pentru că altfel se schimbă încadra. Știți că ea a mai încălcat toate condițiile uh, prevăzute de legislație. Așa că în momentul de față, cel puțin o perioadă, dacă nu se întâmplă mâine evenimente, deși eu mă aștept ca mâine să fie arestată din nou, ea va trebui să tacă. Acum mai stau să mă întreb ce, ce știa Elena Udrea vineri sau joi, joi când s-a judecat, când a spus că Mars va fi liberă și ce nu știm noi, sau ce știu anumiti judecători. De văzut, acest caz este din ce în ce mai interesant. Acum vreau să vă spun că era, cum era de așteptat pe undeva și poate discutăm și astăzi. seară. Purtatorul de cuvânt al PNL-ului a cerut astăzi Pornind de la descinderile realizate de procurorii DNA la sediul firmei controlate de cumnatul premierului Victor Ponta, Iulian Herțanu, ca actualul șef al guvernului trebuie să demisioneze. Purtătorul de cuvânt al pnr ului nostru e că se întâmplă că acțiunile de amploare ale procurorilor în ultima perioadă sunt absolut normale și că astfel de zguduri pe scena politică au fost în și în alte state europene. Uh, Deputatul PNL prigează că premierul Victor Ponta este încă obligat să explice celebra frază scapă cine poate, mai ales în contextul asaltului procuror de nea împotriva unui segment important din clasa politică. Bun. De ce să demisioneze Ponta? Până la urmă e cumnatul, e major, e vaccinat. Dacă nu are nicio legătură directă, nu văd care e problema. apropo de liberali, Traian Băsescu, în această vară, în primăvară, a avut fratele arestat pentru corupție direct, pentru asta. N-a demisionat. -o. Deci n-a fost nicio problemă, da? Ni n-am auzit să-i se ceară direct, bine că după ce au părăsit USL-ul, liberalii și-au mai schimbat ca și orientare. Dar, atât timp că nu apare o problemă în sensul să poți demonstra că e băgat acolo, nu văd care ar fi problema să, să, trebuie să demisioneze, să demisioneze premierul. Pe de altă parte, știți cum spunea premierul mai de mult, nu? O perioadă spunea ceva cu scapă cine poate de actualul iureș al justiției împotriva, adică împotriva, împotriva clasei politice până la urmă. Dar afacerile sunt, ce să mai vorbim, -a, afacerile cumnatului lui Victor Ponta sunt cu Euroconstructul, cu celelalte firme din asociate cu grupul Cocoșcu, cu până la urmă că el a fost uh, în, uh, în spate. Așa că vor mai fi lucruri interesante de aflat pe, pe, acest, uh, pe acest domeniu. Uh, Mi-am propus astă seară să discutăm uh, un subiect foarte important a apărut, apărut astăzi. E vorba de o mișcare, o mutare pe care a făcut-o Ministerul Educației. Astăzi, o mutare care va bulversa în următoarele zile tot învățământul din, din România. De ce? Știți că în luna decembrie Curtea Constituțională a decis, sau în ianuarie, ba da, luna trecută, a, de a decis că religia este un opțional și că normal ar fi ca părinții să depună cerere dacă vor să facă ora respectivă. Bineînțeles, s-a descoperit un articol neconstituțional în legea 1 pe 2011, apropo, unde a fi fost Curtea Constituțională în anii ăștia, dar au avut alte preocupări. Și Uh, logic ar fi fost, sunt 45 de zile la dispoziție ca Parlamentul să ia în discuție, dar au fost în vacanță, să ia în discuție legea, să modifice articolul respectiv, să-l pună de acord cu decizia Curții Constituționale și apoi să mergem, că învățământul trebuie să meargă mai departe. E, ministerul a anunțat inițial această soluție. Din uh, toamnă, deci într-un nou an școlar vom avea religia. Deci care fac cereri la începutul anului școlar? Părinții, copiii vor urma religia? Care? Nu, nu. O poziție corectă și mai ales atenție mi se pare destul, uh, destul de aplicată. Nu prea pot să bulversez. Deci gândiți-vă ce ar însemna la acest moment, sau ce înseamnă după decizia pe care o ați -o ministrul, că vă explic acum, uh, toate școlile să schimbe orarul, să facă orice. Să zicem că vor fi, pardon, în foarte multe unități asta de școlare, asta și în funcție de cine predă această disciplină. Sunt vreo 6.000 de profesori titulari din ce am văzut comunicările ministerului. Gândiți-vă că unii nu vor face, nu vor, părinții nu vor vrea să facă cu profesorul respectiv, nu vor vrea disciplina în fine. Și trebuie să scoți disciplina respectivă. Cum o scoți? o scozi în orar, automat trebuie să refaci orarul. Deci bulversezi tot sistemul de învățământ. Pentru ce? Ca în lunile, că mai rămâne martie, aprilie, mai, că iunie l-om să ia vacanță. Uh, și în aprilie sunt vacanțe, da? Sunt vreo două săptămâni care nu au legătură cu religia. Deci, de ce faci acest lucru? Pentru că o asociație condusă de un profesor de filozofie, după ce că a obținut satisfacție la Curtea Constituțională că religia e doar un opțional și că trebuie tratat ca atare, a reclamat, a amenințat ministru și Ministerul Educației că nu are voie să mai plătească orele de religie nici în cele, la epuizarea celor 45 de zile. Mie mi se pare o aberație, dar acum depinde și ce juriști există prin instituțiile publice din România. Pentru că, încă o dată vă spun. Declara, decizia Curții Constituționale nu, e, deci nu este retroactivă. Funcționează din acest moment. Dar cum funcționează? Deci nu, nu ordonanța, nu decizia Curții Constituționale este lege. Trebuie modificată legea. Și legea n-a fost modificată. La acest moment, în legea educației constituțional-neconstituțional, se spune clar că religia este în planul cadru. Și atunci, ce facem noi acum? Ministerul a anunțat astăzi că până pe 6 martie, părinții trebuie să meargă la școală să depună cerere dacă vor să facă sau nu copiilor religie. Dacă nu depun acest lucru, din, deci practic ei nu vor face, copiii nu vor mai face religie în semestru al doilea sau în continuarea semestrului al doilea, ca început de vreo două săptămâni. Și de aici o bulversare fără precedent a sistemului. Uh, vreau să vă spun că au apărut foarte multe voci, în general de la ONG-uri, ONG-uri care de multe ori ridică mari semne de întrebare, de unde sunt ele finanțate, o iau și eu ca Badea și ca Gâdea, când intrau pe aia de la televiziunile adverse, băi, dar de voi din ce vă finanțați? Că rating n-aveți, publicitate n-aveți, dar bani aveți. S-a văzut după aceea cum sarsanale. Bun, Întreb și eu apropo de aceste ONG-uri care apar ca ciupercile de, pe, de, de după ploaie, mă frate, de unde tot apar și au wow, și vreau să vă spun că sunt în procese, angajează de avocați, sunt și pentru ce? Nu discutăm încă de religie, am mai discutat odată când s-a dat acea decizie și vom reveni și asupra acelor argumente. Problema rămâne așa. Bun, suntem cu 3 luni înainte de finalul anului școlar, nu? Aproximativ. Deci, în orice caz, suntem cu vreo 12, 14 săptămâni înainte de finalul anului școlar. În aceste condiții se merită, se merită să bulversăm sistemul. Poate că părinții nu vor afla această informație să ajungă la școli. Poate nu vor vrea să ajungă. Poate vor fi pentru că există, deci au o anumită agresivitate a chestii asta, dar de ce să facă religia acest de, Deci părinții ar trebui informația asupra tuturor chestiilor acestea. Iar noi suntem astăzi, dacă nu mă înșel eu, în orice caz, suntem undeva, a fost 16, 7, suntem în 17 februarie, da? Practic rămân vreo 10 zile vreo 2 săptămâni efectiv ca părinții să fie și informați și în cunoștință de cauză să iau hotărâre. O hotărâre care nu prea bate una cu alta, deci în oricum în anul ăsta suntem în afara legii, pentru că opționale se fac în primăvara dinaintea anului școlar pentru toamnă. Deci oricum nici varianta că părinții să opteze în luna septembrie nu prea stă în picioare din punctul sa de vedere. Dar să zicem că am trecut peste asta. Deci, părinții trebuie informați și ei trebuie să iau hotărâre în cunoștință de cauză. Eu mă aștept ca, cel puțin acum, să nu fie o problemă deosebită. Adică, părinții să înțeleagă că e o tâmpenie, în sensul ca decizie, și să o respecte. Că noi respectăm în România orice, chiar dacă nu prea sunt în, în regulă, nu în sensul. Nu contestăm că uh, Curtea Constituțională a avut dreptate. Dar, atenție, punerea în aplicare, neumă. Deci, cele 45 de zile, și sunt foarte multe legi declate neconstituționale, articole, care au fost refăcute, după aceea s-a intrat în legalitate. Și acum ar fi la fel. Deci nu văd care ar fi fost problema din punct de vedere financiar. Bine, ca o explicație neoficială, dar spusă pe post, ar fi că în România sufli și în acum de când te arzi cu ciorbă. Adică și ministrul de este în momentul de față sau juriștii care sunt, chiar dacă au o părere, spun, bă, decât să mă trezesc apoi că se interpretează altfel, nu știu ce, hai să facem așa. Dacă vrea bă, ăștia de la ONG, ul nu știu care, cu curigul nicio problemă, facem cum zic ei. Că să nu avem bă, pentru că te trezești cu un abuz în serviciu sau ceva cu un dosar deschis și tragi de el pe la nu știu, DNA, pe la nu știu ce parchet, pentru că bănuiesc că ea n-au altceva de lucru dacă se ocupă cu, cu chestia asta. Deci, pentru că până la urmă încă o spun. Orică religia dispare ca disciplină obligatorie în martie sau în septembrie, tot aia este, mai ales că s-a început. Unii, poate unii copii le trebuie această materie în sensul de medie, că de regulă sunt medii mari, să-i avantajeze pentru un examen de final de an școlar. Nu se face admiterea la liceu, de exemplu. Iar acum, dacă în caz că nu mai este deci și nu se mai face să-i în religie, pierde media respectivă care nu va mai fi luată în calcul. Sau mai știu ce alte calcule se fac. Acum, vorbind efectiv despre disciplina religie, oricum această materie va trebui să suporte în vară schimbări esențiale dacă se dorește ca în anul de grație. 2015 să mai rămână în învățământ. Este o disciplină depășită total de situație, care nu e adaptată deloc la realitățile actuale din, din societate. Dar, încă o dată spun, acum depinde și de omul care este la catedră. Știți cum se spune omul sfințește loc. Dacă și sunt foarte mulți profesori de religie deosebiti. Care îl ajută pe copil să se descurce în lumea contemporană, iar noi să nu pierdem legătura cu ceva de specific național. Pentru că, așa cum suntem noi românii, mai rămași în urmă sau nu, cum spun alții, cu falși eroi, cum spun alții, apropo de demitizarea istoriei sau diverse alte lucruri. Religia ne-a menținut aici, ne-a menținut ca națiune, și nu cred că, la acest moment, tinerii din România sunt pregătiți să se renunțe definitiv la ora de religie. Acum rămâne discutat dacă părinții vor sau nu să se renunțe la religie. Să ne gândim că e vorba de părinți în general, suntem la 25 de ani de la Revoluție, suntem cu părinți care n-au făcut, în general, religie la școală. Deci, bunicii n-au prins, părinții nu, eventual generațiile mai tinere, care oricum au privit altfel lucrurile. Deci, s-ar putea ca din acest motiv această disciplină să nu mai aibă viitor. Dar dacă, totuși, va avea viitor, religia trebuie să se transforme într-o disciplină care să dea anumite direcții de moralitate, de adaptare la lumea contemporană, nu de dogmă. Și alte lucruri pe care le folosește la acest moment Biserica. Acum, însă, apropo de această situație, Ministrul spune un lucru și cred că nu știu cum se va pune în practică. Sorin Campeanu, ministrul educației, a declarat pentru Hot News că ora de religie, cităm, va trebui să fie plasată ultima sau prima oră pentru a nu împiedica programul elevilor care nu fac această disciplină. Însă tehnic va fi foarte dificil de realizat pentru că ar însemna ca un profesor de religie să predea două ore pe zi, cinci zile pe săptămână, ceea ce înseamnă un cuant de 10 ore predate pe săptămână, care este mai mic decât cuantumul orelor din norma didactică. Vom vedea soluții tehnice. Păi nu se va putea face. Deci, dacă ajungem acolo, va trebui și copiii optează. Vedeți că e un minim pe legea educației naționale, dacă nu o schimbăm. Spune că dacă sunt 12 uh, la generală și uh, 15 minim la liceu, grupa, clasa respectivă se face. Acum am și eu o mare întrebare dacă. Cei care au făcut acest lucru, asociația cu Curigu, s-a gândit ce fac. Să zicem, 15 tineri dintr-o clasă de liceu de 30 spun da, vrem să facem religie. Ei sau părinților și 15 sau poate 18, cum mai sunt clase și de 30 și ceva, spun că nu. Aia ce vor face în ora de religie? Că soluție clar nu se va putea pune la început sau la sfârșit de, de program. Nu se poate, practic. Ce facem? Ne permitem să mai aducem un profesor să-i păzească pe cei 18 sau îi lăsăm prin cafenele, baluri, prin restaurante, baluri, cafenele și localuri, cum de fapt tinerii noștri cam se duc și în ziua de astăzi cu religie sau fără religie la școală. De discutat. Și pentru a, epu a nu epuiza subiectul. Uh, de asta vă spuneam. E o situație ciudată. Într-o adresă trimisă Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, președintele Asociației Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință a spus că, cităm, începând cu data de 23 ianuarie, cadrele didactice care, care au predat și predau religia fără cererea explicită a părinților sau elevilor majori nu vor putea fi retribuite din bani publici, cadrele didactice, da, Câte vreme nu au existat cerurile menționate în decizia Curții Constituționale. Asociația va seziza Curtea de Conturi a României, solicitând verificarea acestui aspect și luarea măsurilor ce se impun. Încă o dată vă spun, nu puteau să ceară pentru că la începutul anului școlar disciplina exista și e și acum în lege, pentru că legea nu a fost modificată de Parlament. Deci, cred că e o problemă ciudată. Deci, Până una alta, dragi părinți, nu aveți decât o singură soluție, cum spune domnul ministru, să mergeți la școli și să faceți o cerere dacă, do dacă, doriți ca elevii, copiii dumneavoastră, să facă religie. Dacă nu, nu mergeți la școală și totul se va rezolva, se va rezolva de la sine. Dar continui să cred că la acest moment decizia este proastă. Ea trebuia rezolvată în Vă spuneam, la începutul anului școlar următor sau pe parcursul verii sau acum dar pentru anul școlar următor pentru că sunt încadrări făcute. Mă gândesc și a fi de discutat. Avem 6000 de profesori titulari, aproximativ 6000 spune ministerul, da? Ce facem cu ei? Au contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. Așa cum uh, uh, profesorul respectiv care a dat în judecată uh, uh, la Curtea Constituțională, religia uh, și ONG-urile respective și, profe și profesorii de religie au un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Contractul respectiv se poate, bineînțeles, orice contract din lume poate fi reziliat, dar în anumite condiții. Cine plătește? Când se pierde procesul, la asta mă refer. De discutat. Dar. Ar, fi, ar trebui să luăm în calcul chestia asta, pentru că. Deci trebuie tratată cu seriozitate și eu rămân la părerea, vă spuneam, că până la sfârșitul anului școlar n-ar trebui să intervine nicio schimbare, până atunci având și o lege, că poate senatorii și deputații vor găsi o variantă de interpretare a, a legii într-un fel sau altul. Chiar uh, fac apel la dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră această, această, situație. Uh, vreau să vă spun că au și venit câteva mesaje. De, uh, uh, acum am să aminte să facem apel și la, și la mesaje. Uh, trebuie discutate, uh, discutate variantele. Uh, da, mă întreabă cineva de ce nu da și număr de telefon. Uh, nu, acesta este doar pentru, pentru SMS-uri. Dacă poziția dumneavoastră așa e, profilul emisiunii, uh, poziția dumneavoastră în această, și aștept și pe dumneavoastră cel care ne-a trimis mesajul cu întrebarea, dar și a celorlaltele spectatori, puteți să ne trimite sms cu părerea dumneavoastră, promit că vor fi citite toate părerile pro sau contra. Uh, acum să nu înțelegeți că sunt nici împotriva disciplinei religie, nici pro disciplină religie. Dacă vorbim din punct de vedere istoric, în sensul că religia, tradițiile, acestea fac parte din ființa poporului român, este cu totul altceva. În privința disciplinei religie, însă dacă ne gândim la și ne uităm la ce înseamnă învățământul european, să știți că la acest moment nu există uh, deci, în alte țări din nea Europeană. Deci, în momentul când am intrat în nea Europeană, ne-am asumat cumva și acest uh, și această obligație de a renunța la un moment dat la religie. Problema e dacă poporul român este pregătit, copiii noștri sunt pregătiți să se renunțe la această oră dacă ea se face bine și cu oameni dăruiți. Și cu asta am încheiat subiectul. Uh, mă refer tot la un subiect uh, din educație, uh, un subiect mai puțin plăcut, dar care a prins astăzi primă pagină la știrile de la diverse televiziuni de știri, chiar în presa online. Uh, doi liceeni din Mătăsari au fost găsiți într-o stare gravă ca urmare a consumului de nobotanice. Deci, la mătăsari, în gorj, se consumă enobotanice. Și vă spun eu că nu, a, nu neapărat că există dovezi, dar bănuiesc că organele de poliție sau cei care se mă ocupă, poliția de proximitate, au date că mai sunt cazuri și prin alte, prin alte părți. Aici a fost un caz extrem de a putut să fie descoperit. Ce vreau să vă spun? Tinerii noștri sunt atinși de tot mai multe probleme. Adolescenții noștri consumă băuturi alcoolice și în cantități foarte mari, se droghează într-un fel sau altul, și dacă se pot verifica pe sfârșit de săptămână diverse cluburi, diverse discoteci din județ, cu siguranță puteți și știm sau să spunem cei de generația mult mai mică decât a mea, cei, cei care sunt în apropiați de anii de liceu sau chiar din chiar liceni, știu că în anumite baruri din oraș, să spunem așa, se întâmplă lucruri ciudate. Vă spuneam asta, doar organele competente pot să stabilească. Dar tinerii sunt principalele victime. Iată, pe o de o parte îi luăm de la religie, dar îi lăsăm cu consumul de alcool, că nu se întâmplă nimic nici cu firmele care oferă, și mă refer la adolescenți minori la momentul ăsta, nici că dacă se pot face rost de nobotanice la Mătăsar, cu siguranță se pot face și la Târgu Jiu sau în altă parte, la Sadu sau la Cărbunești. Și, iată, le oferim băutură, droguri, nu mai vorbesc de țigări, că toți adolescenții fumează toți Într-un procent foarte mare, și cam vedem tânărul european din România și viitorul lui de aur pe aceste meleaguri sau la muncă în diaspora, la muncă pe afară, pentru că de fapt, din nefericire, asta e viitorul unei generații, o nouă generație de sacrificiu. De adevărat că nu se mai sacrifică în România în condițiile de aici, se sacrifică în condiții mult mai dure pe alte meleaguri. Cum spuneam, cazul de la Mătăsar trebuie să ne dea de gândit și trebuie să fim mult mai atenți la ce se întâmplă la acest moment, nu neapărat în școli, că sigura, cu siguranță se întâmplă în școli, ci în preajma școlilor, pentru că în preajma școlilor, în tot județul, sunt, se fac afaceri foarte bănoase, exact cu ce vă spuneam, tutun, alcool și iată și etnobotanice. Și nu m-ar mira la cei care au posibilități materiale la copii, mă refer, că pot să ajungă și la alte lucruri, adică adică să poată face rost la târgujiu sau în gorj chiar de droguri mai performante. Cine crede că România sau gorjul este în afara României cu ce se întâmplă în orașele mari, se înșală amar. Și vă spuneam, chiar am discutat de mai multe ori cu specialiști uh, în domeniu, care îmi spuneau că și la Târgu Jiu și în Gorj se consumă droguri, nu este o scară mare sau nu e atât, nu are o pondere foarte mare, dar problema există și la noi, nu doar în alte orașe din, din țară. Mergând mai, mai departe, trebuie spus că sunt și alte... Sunt și alte subiecte pe ordinea de zi. Uh, apropo de Gorj, uh, la orele serii s-a uh, reunit uh, la Teatrul Elvira Godeanu, probabil înainte de meșcă, după aceea bănuiesc că s-a mers la meci. Uh, uh, toată floarea cea vestită a CO-ului, deci toți directorii, au fost, uh, au fost chemați ca să fie informați despre, despre, strategia conducerii, deci despre strategia conducerii ceo ului pentru viitor. Știți că complexul energetic Oltenia este într-o situație catastrofală din punct de vedere economic. Și până am referit de unde sunt problemele complexul energetic? Că unele sunt, iată, apar încet, încet, vindem la Sârbi sub prețul de producție și acum mai nu, e o altă afacere care se prefigurează în complex și aduce, din nefericire, până la unul dintre consilierii adevărat onorific al premierului. Vorbim numai înainte de a vă da și o veste bună. Uh, și anume, Pandurii Târgu care joacă de la ora 7 cu Dinamo București în Cupa Ligii conduce la acest moment cu 1-0. Uh, Mihai Roman 2 a dat uh, golul, din câte știu încă din minutul 8. Uh, vreau să vă spun că meciul poate fi văzut pe anumite canale de televiziune. Uh, Pandurii joacă cu Bliva, Ungurușan, Cordoș, Vasilievici, Momcilovici, Anton, Pintili, Nistor, Buleică, Nicoară și Roman. Și pe lista de rezerve sunt Pleașcă, Matulevicius, Eric, Sandru, Salai și bineînțeles Tanca. Vreau să vă spun că la echipa de acum la Pandurii, dacă lucrurile vor merge bine, prindem chiar și cupele europene după ce în toamnă ne băteam la retrogradare. Ce înseamnă și conducătorii profesioniști. Ne întoarcem la situația de la, de la Gorj și vă spuneam că complexul energetic Oltenia, la care am tot vorbit aproape în fiecare seară, n-am putut să, să nu amintim despre, acest, despre această unitate economică și nu din alte Motive, nu din alte dorințe decât de a se regla lucrurile acolo. Deci, vă spuneam, din ultimile prostii pe care le-a făcut conducerea, eu rămân că e o, o, o prostie, poate ne spun organele competente, că poate nu și poate e totuși un contract economic fantastic de bun și nu-l vedem noi. Dar, în momentul când complexul produce undeva la peste 13 euro, adică anul trecut a produs la vreo 65 pe mediu. Hai să zicem că acum, acopă, dar n-a ajuns la 50, n-are cum, 50 de lei pe tona de cărbune și vinde undeva la 50 și ceva, deci e clar că este sub preț față de 65 cât a fost anul trecut și nu cred că s-a schimbat ceva de anul trecut până acum, deci din decembrie, e clar că vindem sub prețul de producție. Dacă asta e management evoluat, Poate nu știm cifrele încă o dată, dar eu vă spun cifrele care au reieșit și din presa locală și centrală, dar și din actele companiei. Bun. A doua problemă. În momentul când, ca din întâmplare, încep să car mineri în cariere, cu niște utilaje, niște mașini, chipurile luate de la NATO, aduse de o firmă din Târgu Jiu și închiriate la CO, încep din nou să te întreb dacă e în regulă un asemenea, un asemenea contract sau cum a fost făcut el. Adică cine le-a cumpărat mașinile a fost sigur că investiția aia și o recuperează altfel. Altfel nu avea logică. Nu mă interesează cine e firma, nu mă interesează cine e în spatele ei și toate celelalte. E, vreau să vă spun că e și altă problemă care a apărut astăzi, asta tot grație colegilor de la Panduru, care în general se ocupă pe domeniul complexului energetic Oltenia, cu informații destul de pertinente și cred că sunt în, în topul celor mai bune informații de la nivelul complexului. Uh, nu știu dacă vă mai aduceți aminte de Wesley Clark, uh, cel care a fost șeful trupelor NATO la un moment dat. Domnia sa este consilier onorific al premierului. Dar, Uh, se pare că are niște afaceri cu complexul energetic Oltenia. Dacă nu știați, vă spunem noi. Uh, să recunosc că mai auzisem câte ceva, dar nu știam amănunte despre Iată că acum au venit informațiile respective: și anume. Uh, uh, el conduce sau reprezintă firma NVDT ENERGY uh, iar firma respectivă uh, are uh, să spun așa printre activități o idee prin care poate să transforme să lichefieze lignitul ca să facă să poată să -l, uh, folosească și într-o altă direcție. Uh, generalul, generalul, care, generalul american, care vă spuneam, este și consilierul premierului în materie de strategie economice, dar și președinte la Envidity Energy NEC din Canada, firmă în conducerea căreia este, este și Jeffrey Brockman, după cum apare pe site-ul companiei. În România, în iulie 2014, a fost înființată o firmă cu același titlu, Uh, ideea fiind că. Uh, deci, uh, contractul care se discută între, să zicem, uh, între complexul energetic și această firmă ar fi unul de vânzare de cărbune și de localizare a facilității de transformare a cărbunelui în lichide. O, se pare cu o astfel de tehnologie ar impune concedierea minerilor din carierele. Complexul Ioltenia. Procedeu este cunoscut în acest domeniu. Sunt generate surse curate de combustibili sintetici de transport și de energie electrică. Firma lui Wesley Clark a obținut o licență pentru gazificarea cărbunelui și în Kosovo. Altă zonă cu probleme. Subiectul acestui contract sau despre ideea aceasta, de asta vă spuneam că se știam în mediul presei despre ea, a apărut în toamnă când ministrul de atunci al energiei Răzvan Nicolescu a refuzat să comenteze. Era în spațiu public, a apărut informația că în septembrie 2014 o ar fi dat în concesiune pe 40 de ani cărbunele către această firmă, sucursala la firmei din Canada. Apoi ce Oltenia a dat o dezmințire. Acum vreau să vă spun, contractul acesta poate fi o mare problemă pentru linitul din Olteni ca și alte probleme, ca și contractul cu Sârbii, ca și alte lucruri. Rămâne de discutat, dar parcă sunt prea multe ciudățenii apărute dintr-o dată la, la acest moment. Și, ca o veste, având în vedere că ne apropiem de joi, așa cum a se anunțasă deja, sindica, sindicatele cer aviz pentru un nou meeting de 5.000 de oameni, dar Depinde cu cine o să mai facă mitingul, că din câte am înțeles, Turceniu s-a retras, SMO-ul se va retrage, deci până la urmă se pare că va rămâne FNM ul și zona și minele din zona Motru. Dar rămâne să vedem ce e și cu mitingul de joi, cu evenimentele respective. Noi revenim și mâine seară cu noi știri din învățământ, din, nu neapărat numai din învățământ, astăzi seara am vorbit mai mult de învățământ, din socialul, economicul, politicul, gorjan și național. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!